Salut, băieți, fete! Bine v-am găsit la un episod. Deci, da, al doilea caz de varoala maimuței, diagnosticat în România. Ministerul Sănătății anunță că a fost diagnosticat un nou caz de varoala maimuței în România. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani. Bărbatul s-a prezentat la o clinică medicală din București săptămâna trecută, iar investigațiile de laborator au confirmat astăzi că pacientul este infectat cu varoala maimuței. Apropo, asta este de pe data de 15, nu, de 14, 6, iunie, 16 iunie a fost asta postat. Dacă nu se, vă spun asta ca să nu se facă confuzie, deci da. Astăzi, de laborator, au confirmat astăzi că pacientul este infectat cu varoala maimuței. Starea bărbatului este bună și acesta va rămâne în izolare. A fost declanșată ancheta epidemiologică pentru stabilirea contactelor directi, anunță Ministerul Sănătății. Primul caz de varoala maimuței a fost anunțat de Ministerul Sănătății marți la un bărbat în vârstă de 26 de ani din București. Boala a debutat în urmă cu 4 zile, iar pacientul s-a prezentat la spital în cursul nopții precedente. Starea bărbatului este bună, pacientul primește tratament simptomatic și se află în izolare. Se pare că bărbatul s-a infectat de la o persoană apropiată care a călătorit în ultima perioadă în mai multe țări din Europa, unde există numeroase cazuri de infecție cu varoala maimuței. Variola maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane, ci necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale. Principalul mod în care poate fi răspândit este în timpul contactului fizic apropiat și prelungit cu o persoană care are varioala maimuței. Ăsta a fost episodul Besi Fete. La revedere! I remember, like and subscribe.